bună seara. Final de săptămână unionistă la Chișinău, în toată Republica și în întreaga țară. Unirea Principatelor a fost sărbătorită cu fast la Iași, București, Cluj și în toate orașele mari ale țării, în timp ce sate din Republica Moldova au declarat unirea cu țara. Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Ursu și vă invit la sinteza săptămânii de la Sfatul Țării. Alături de mine în această seară sunt președintele Blocului Unității Naționale Ion Leașcenco și colegul nostru, jurnalistul Vali Buda. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ion, mai întâi mă voi adresa către tine, făcând un pic abstracție de subiectul de astăzi. Te-ai întors din călătoria ta în SUA și Canada, dacă ne poți oferi câteva detalii. Da, am avut așa un periplu peste ocean. Am fost invitat la conferința Consiliului Mondial Român la Atlanta, Georgia, unde s-au adunat mai mulți reprezentanți ai diasporei unioniste, ai diasporei românești din mai multe state ale lumii. Această conferință, de fapt, Consiliul Mondial Român a adoptat și o rezoluție în care cere înființarea unei singure circumscripții, circumscripția Republica Moldova, circumscripția electorală Republica Moldova pentru următoarele alegeri parlamentare. De asemenea, circumscripții separate pentru Italia, Spania și America de Nord, unde în fiecare din aceste entități locuiesc peste 1 milion de cetățeni români, astfel încât, în special, cetățenii Republicii Moldova să aibă o reprezentare corectă în Parlamentul României, noi nefiind partea diasporei, fiind parte din teritoriile istorice ale României, care curând vor reveni acasă, avem toată siguranța. În acest sens, avem și disponibilitatea domnului deputat Constantin Codreanu, care va pregăti și o inițiativă legislativă în acest sens. De asemenea, am avut mai multe întâlniri cu diaspora din Statele Unite și am mers la Montreal, unde a avut loc o masă rotundă care a reunit reprezentanții asociațiilor civice diasporale din Republica Moldova, care s-au reunit într-o coaliție de asociații civice, dar din câte cunoaștem și este bine că este așa, diaspora românească nu trebuie divizată. Astfel, la acel frumos eveniment au participat și reprezentanții ai diasporilor, ai asociațiilor civice din diaspora din România. De asemenea, un consilier local, consilier al orașului Montreal, un etnic român, doamna ambasadora Republicii Moldova, președintele Biroului Relații cu Diaspora. Am mers acolo să le transmit tuturor reprezentanților de asociații că unirea este acel subiect care merită abordat în toate discuțiile și activitățile culturale pe care le desfășoară trebuie să fie inclusiv sub egida Alianței pentru Centenar, sub egida Anului Unirii, pentru că așa ieșa de bine unei diaspore românești. Mă bucur că am avut receptivitatea reprezentanților diaspore din Canada, iar după un mic discurs al meu, o parte din ei practic au preluat acest discurs și au continuat să vorbească despre unitatea malurilor Prutului. Chiar am stabilit că cei din Canada vor pregăti un eveniment frumos în luna martie acestui an pentru a celebra cum se cuvine 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Până a celebra în 25 martie și mai ales în 1 decembrie, s-a sărbătorit deja în 24 ianuarie, adică miercuri, alaltă ieri la Iași am avut parte de o sărbătoare extraordinară, avem și un material în acest sens, propun să-l urmărim, după care revenim cu discuția despre cum s-a sărbătorit Unirea Principatelor. Vedem materialul, după care revenim. 24 ianuarie 1859 este ziua în care a devenit real visul românilor de a se uni într-o singură țară. Principatele române au desființat granița de pe Milkov și au făcut ceea ce în istorie a rămas sub numele de Mica Unire. Mică doar pentru că 59 de ani mai târziu a urmat o altă unire, care a rotunjit hotarele României peste toți fiii neamului nostru. Acum, în anul centenarului Marii Uniri, ziua de 24 ianuarie are semnificații și mai puternice, iar hora unirii devine simbolul plin al bucuriei realizării unui ideal istoric. Astăzi vine,
În programul manifestărilor de la Iași au fost incluse depuneri de coroane la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militară, dar și spectacole. Cei prezenți la sărbătoare au rămas impresionați și au declarat că sunt gata pentru o luptă, sunt gata pentru a înfăptui unirea. N-am putut să stau în casă, cu toate că mă simt rău, am ieșit că simt ceva pentru țara asta, adică îmi iubesc țara, cum să zice, n-am fost plecată în exterior deloc și nici n-aș pleca niciodată, ca să spun că să plec de tot, nici atât. Astăzi am venit la Iași pentru a serba începutul visului tuturor românilor, reunificarea țării. Marea sărbătoare care are loc astăzi, cât și pentru faptul că am venit la Mănăstirea Sfânta Filofteia. Ne place mult cum ați organizat aici, să vă dea Dumnezeu în continuare aceeași putere să organizați an de an și trăiască unirea. Doamne ajută! Unirea principatelor nu poate trece neobservată nici de căile ferate române. Cei de la CFR au păstrat tradiția de anul trecut și împreună cu călătorii au pornit cu trenul Unirii spre Iași, evident în frunte cu o locomotivă în culorile tricolorului. Mii de persoane au ignorat temperaturile scăzute și au venit în Piața Unirii din Iași pentru a aniversa 159 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească. Manifestări la care au luat parte Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române și principele Radu. Cam acesta a fost materialul. Vale, cum ți-a părut sărbătoarea din 24 ianuarie? Conform tradiției, Iașu, alături de Focșani și București, sunt epicentrele acestor manifestări dedicate micii uniri de la 1859. Îi spunem așa mică unire pentru că ea precede Marea Unire din 1918, nu pentru că ar fi mai puțin importantă. Mă bucur foarte mult că, iată, sute de basarabeni au putut să participe la această manifestare și, în ciuda gerului cumplit de afară de la Iași, după cum am văzut și din aceste imagini și din cele postate pe Facebook de participanții la Ziua Micii Uniri în orașul unde s-a născut România, la Iași, toată lumea s-a simțit foarte bine. Ceea ce nu înseamnă că acest lucru nu este sărbătorit peste tot. În România am văzut la Timișoara acea desfășurare a drapelului tricolor de 100 de metri în Piața Operei. Am văzut Hora Unirii din Piața Unirii din Oradea, la care iarăși au participat câteva mii de oameni. Semn că chiar dacă nu au participat direct la această unire în istorie, ardelenii, bănățenii simt aceeași bucurie față de acest moment istoric care a deschis calea către împlinirea visului tuturor românilor de a fi reuniți într-un singur stat. Cu atât mai mult cu cât ne aflăm în anul centenarului, această sărbătoare a primit o greutate mult amplificată. Este un an 2018 în care sunt sigur că fiecare moment istoric important va căpăta mult mai multă anvergură și mult mai multă amploare în manifestări, pentru că centenarul de istorie care vine din urmă potențează acest sentiment patriotic și cred că anul acesta avem cu toții o predispoziție spre a sărbători tot ceea ce este cu adevărat românesc, începând de la istorie și mergând până la toate celelalte domenii, chiar și până la sport, că vorbeam astăzi despre finala de Mare Șlem de mâine dimineață de la Melbourne din Australia, acolo unde prezența românească a Simonei Halep cu siguranță va constitui, iată, un alt moment mare al unui an centenar care abia a început. Detașându-ne de subiectul de astăzi, bate Simona dimineață? Sperăm să bată. Avem o Simona Halep cum n-am mai văzut-o niciodată. Îi urmăresc meciurile de foarte mulți ani, de pe vreme când abia penetrase top 100 al tenisului feminin mondial. Vreau să spun că am văzut-o deosebit de determinată și, cum spuneam și în verbele de astăzi, este un exemplu pentru toți românii, indiferent de locul din lume unde s-ar afla, de cum trebuie dus o bătălie până la capăt, până la ultimul strop de energie și să nu abandonezi niciodată. Meciul din semifinale, unul epic pe care l-a avut cu nemțoaica Angelique Kerber, nemți care sunt renumiți, că nu poți să spui că i-ai bătut până când nu i-ai văzut că au urcat în mașină și au plecat de la arenă. Exact așa s-a comportat și Simona și a întors 2000 de meci.
a răsturnat toate calculele, pentru că în ciuda faptului că este numărul 1 mondial, lumea încă nu avea încredere foarte mare. Bosniac era cea mai Kerber, cea mai bine cotată jucătoare ca formă sportivă la acest început de an, și cotele de pariuri erau în favoarea lui Kerber. Iată că Simona le-a infirmat și a demonstrat. Și ce spuneam, cel mai important lucru pe care l-am surprins este încrederea. Faptul că în momentul în care Kerber avea minge de meci, camerele de luat vederi s-au oprit pe fața Simonei, care zâmbea. A zâmbit ironic, a zâmbit frumos, a zâmbit ca un copil care juca în curtea școlii, nu o semifinală de mare turneu mondial, nu o semifinală de mare șlem, care făcea diferența de, între premii, numai dacă ar fi să vorbim despre premiile încasate, de circa 700 de mii de dolari. Deci diferența de la 700 de mii de dolari la 1,5 milioane cât primea pentru accesul în finală, respectiv vreo 3 milioane de dolari dacă va câștiga turneul. Dar cred că banii sunt cel mai puțin important factor. Cred că Simona joacă întotdeauna, cum a și mărturisit-o în interviurile pe care le face, pentru toți românii, indiferent de unde s-ar afla ei, pentru că știe că are o responsabilitate față de cei care se trezesc noaptea la ora 2, la ora 3, să-i vadă meciurile și să își consume energia susținând-o și transmițându-i energie pozitivă prin aceste îndemnuri pe care le transmit în eter oarecum, și pe care ea le simte și știe că, în ciuda faptului, iată că ăsta, mă mai lungesc un pic și nici cu asta închei ideea. Este frumos să vorbim faptului, despre români cu, da, care ne putem, în ciuda faptului că, iată, avem de-a face cu o sportivă care practic nu a avut niciun fel de susținere din partea statului român. Nu este în niciun fel datoare niciunui cetățean român, pentru că nu a beneficiat de bani publici din taxele și impozitele noastre. Cu toate acestea, Simona Halep înțelege cât de mult contează evoluția ei din teren pentru milioanele de oameni care găsesc în această bucurie a sportului una dintre supapele de mândrie, că iată, suntem români și că reprezentanții noștri ajung acolo în marile arene, ajung în locuri accesibile doar celor extrem de talentați, extrem de puternici și extrem de curajoși. Ion, revenind la subiect, pentru că este cu adevărat important și prestația Simonei Halep, mai ales în finala de mâine, sau să zicem de noaptea asta, pentru nu, că... Da, mâine la 10. Mâine la 10 jumate. Da, exact. Dar revenind, 24 ianuarie, ce înseamnă pentru tine și cum ai sărbătorit tu? Pentru că, dacă nu greșesc, erai fie în drum, fie încă erai pe continentul american. Ba nu, am ajuns... Ai reușit să fii la... Am reușit, așa. Am aterizat la Iași la 11 seara, pentru a fi prezent la acest frumos eveniment, așa că eu am fost primul în piață, chiar la 8 dimineață, chiar dacă cei din autocar de la Chișinău au ajuns abia pe la 11, eu și câțiva colegi la 8 și un sfert eram deja în piață. Iane, și dacă îmi permiți să te întrerup o secundă, și unul dintre cei mai buni cameramani, i-am văzut postările live pe Facebook, așa. Urmăream cum relata prin intermediul telefonului atmosfera de la Iași, a avut una dintre cele mai bune filmări de acolo. S-a plimbat prin mulțime, a filmat parada militară și pe urmă, în spatele coloanei, s-a îndreptat spre Piața Unirii. Îți mulțumim, Ioane, pentru asta, că ne-ai ținut în atmosfera zilei Micii Uniri de la Iași. Oricând, cu drag pentru unire. Da, revenind, ai fost acolo dis de dimineață, cum ai văzut tu ziua de 24 ianuarie? Cum a decurs în viziunea ta? Dacă a lipsit ceva, dacă a fost ceva în exces, dacă trebuia să fie ceva în plus? Bine, eu voi fi scurt, voi vorbi scurt despre ziua de 24 ianuarie 2018 și mă voi axa pe importanța acestei zile pentru toți românii. Pe 24 ianuarie era un frig de crăpau pietrele, minus 16 grade erau de dimineață, dar deci lipseau niște grade. Am văzut că lumea se aduna, au venit, venise autocarul de la București, au venit colegii unioniști de la Bârlad, de la Piatra Neamț, ieșenii începeau să se adune în piață. Atmosfera era una foarte caldă, chiar dacă gerul de afară nu promitea acest lucru, dar era frumos, pentru că toți vorbeau despre unire, iar chiar și taximetristul care m-a dus,
tot despre unire a vorbit. El m-a întrebat, sunteți de la Chișinău? Da, păi haideți să ne unim, fraților. La fel și doamna de la vânzătoarea de la magazin, de la Mezelu. Mi-a zis și ea același lucru, că vrem să ne unim. Păi românii își doresc unirea în general și ieșenii și moldovenii în particular, pentru că acest eveniment, unirea principatelor români, a fost de fapt piatra de temelie a statului român, al statului național român, al statului modern român. Pentru așa. Că după 1848 în toate statele europene s-a pornit un curent de creare a statelor naționale, care s-a încheiat la finele primului război mondial, cu destrămarea celor trei imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Rus. Mă rog, Imperiul Rus a revenit sub o altă formă, însă atunci s-au format și statele naționale, Germania, Italia, reunificarea Germaniei și Italiei chiar a început puțin mai târziu decât reunificarea românilor. Iar fost un exemplu, unificarea României pentru Germania și Italia. Italia 1876, Germania 1871. Noi am reușit la 1859 și să nu creadă telespectatorii că atmosfera era una foarte armonioasă în țările române. Practic, acest eveniment s-a produs și în prisma unor factori, inclusiv extern, că Rusia a slăbit, dar chiar și așa, ea investea foarte mult în Moldova în special și unde erau anumite atitudini filoruse, ba chiar a intervenit și a falsificat alegerile din Moldova, doar că acest lucru a fost deconspirat și faptul că Basarabia era încă ocupată, acest lucru a dus ca acest curent filorus să nu treacă de o marjă infimă de vreo 10% în rândul populației. Și să nu uităm că basarabenii au participat și ei la unirea principatelor, județele Ismail, Bolgrad și Cahul erau parte a principatului Moldova din 1856-1859. Și după unire au beneficiat de reformele foarte democratice și erau un pionierat în această zonă. Reformele lui Cuza, bine, pe lângă acea reformă agrară cunoscută de noi toți, a fost și o reformă militară, o reformă fiscală, o reformă în învățământ, cu obligativitatea învățământului primar. Și școlile, cele mai vechi școli din Republica Moldova, sunt școli deschise în perioada guvernării lui Cuza, sunt școli deschise în 61, în 62, în luna mai am participat la dezvelirea unui bust la Alexandru Ioan Cuza Cahul. Școala este atunci deschisă și acest eveniment a servit drept exemplu, iar diplomația românească, bine, cu liderul Unirii, cu Mihail Cogălânceanu, Vasile Alexandrie, au știut să profite cumva și de această lacună care zicea că nu poate fi ales același domn în țările române, însă nu era scris. Era stipulat. Și așa s-a întâmplat că Alexandru Ioan Cuza pe 24 ianuarie a fost ales domn în Muntenia, domn în țara românească. Am avut și susținerea Franței, iar după a fost și aici un lucru, un moment foarte important și un moment de inspirație a boierimii din Moldova, care au ales pe Alexandru Ioan Cuza, care era un militar din Bârlad, au ales un domn demn, care nu avea conflicte cu familiile boierești și nu avea conflicte cu clasa politică din Principatul Moldova. Astfel, nimeni nu s-a împotrivit domniei lui Cuza nici în Moldova, nici în țara românească. După aia, cu venirea și ca să continuă, Alexandru Ioan Cuza a dovedit că este un domn demn atunci când a abdicat în favoarea unui principe străin, pentru că era conștient că doar un principe străin va face în așa fel încât țările române să nu fie ciopărțite de poftele meschine ale turcilor și ale rușilor. Astfel că după
crearea casei regale române la 1881, nimeni nu a mai pus la îndoială legitimitatea statului român și nici nu a putut pune la îndoială nici legitimitatea Mare Uniri de la 1918. În acest sens avem conferința de la Paris, care toată lumea bună a recunoscut unirea tuturor teritoriilor românești într-un singur stat. Iar anul 2018, inclusiv acum, avem legislația internațională, avem două entități românești care ne permit legal, juridic, să înfăptuim această reunire, iar noi, cei din mediul civic, nu rămâne decât să luptăm mai departe pentru mărirea acestei mase critice favorabile reunirii. Dacă tot vorbim despre felul în care se sărbătorește 24 ianuarie, propun să urmărim un material să vedem cum au sărbătorit unele sate din Republica Moldova, Mica Unire sau Unirea Principatelor la 1859. Vedem un material, după care revenim. Opaci este deschis față de România și își dorește colaborare cu frații de peste Prut. Astăzi a făcut primul pas, a declarat unire cu țara mamă. Comuna Opaci a urmat exemplul altor 5 localități din Republica Moldova care au semnat declarația de unire la 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor Române. Primarul satului Ruseștii Noi, Pavel Codreanu, a susținut în cadrul emisiunii Știrea Zilei de la 10 TV că declarația semnată este un prim pas spre Marea Unire. Totodată, Codreanu a rămas plăcut surprins de scrisoarea pe care a primit-o de la București din partea Ministerului Românilor de Pretutindeni. România va rămâne necondiționat alături de fiecare localitate din Republica Moldova, susține secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, Veceslav Șaramet. Este o declarație simbolică, într-o zi simbolică, este un început de mișcare, hai să spunem așa, consilierii, ei au spus că acesta este vederea lor unanimă și lasă știe lumea că ei sunt unioniști și doresc această unire, fiindcă altceva până ce nu vedem pentru a îmbunătăți viața la sate. El ne asigură că ne va ajuta pentru a implementa mecanismele de atragere de fonduri, promovării acțiunilor de desfășurare a acțiunilor noastre, de a primi demersuri de la noi. Mai scurt, m-a bucurat tare mult, fiindcă este nominal pe numele meu, trimasă din București, unde mă asigură secretarul de stat de la un minister din România că avem tot sprijinul de a colabora. Pe de altă parte, unirea le încurcă unora. Primarul comunei Parcova a fost amenințat de către șeful de post pentru că s-a fotografiat cu tricolorul românesc. În pofida acestei amenințări, primarul a declarat că este român și se mândrește cu aceasta. Am avut și reacții negative, pot spune, chiar astăzi am fost înștiințat de către șeful de post că o să fim toți interogați, consilierii împreună cu mine, că chipurile am profanat drapelul de stat și am făcut poză pe pragul primăriei, în fața primăriei, cu tricolorul. Șeful de post mi-a spus că încă nu a văzut plângerea, spune că este o plângere care mâine o să ducă la Raion, o să iei această plângere și o să ne cheme pe fiecare în parte și o să dăm explicații faptului de ce ne-am fotografiat în fața primăriei cu tricolorul care nu aparține a statului nostru. Explicația mea este că eu sunt român, țara mea este România și tricolorul ne reprezintă. 6 localități, 5 în ziua Micii Unire de 24 ianuarie și una astăzi, care au semnat unirea cu țara. Sate din Republica Moldova care au semnat unirea cu țara. Cum apreciem acest gest? Foarte frumos, foarte bun reportaj, foarte bună intervenție a domnului Marcel Snegur și ce să zic, ne bucură inimile, ne bucură sufletele și eu am toată siguranța că acest exemplu va fi unul și pentru celelalte localități, iar până în martie
și mai ales în jurul datei de 27 martie vom avea zeci de localități, poate chiar sute, care vor semna asemenea declarații declarații de unire, de fapt de reunire cu România, pentru că oamenii din localitățile rurale simt românește și chiar dacă consilierii locali au o apartenență de partid, dar apartenența politică contează foarte puțin în zona rurală. O parte dintre ei aderă la un partid doar pentru a avea suport logistic în campanie electorală, atât. Și este foarte bine că și-au călcat peste orgolii și credeți-mă că au și susținerea populației, pentru că fără susținerea sătenilor nu cred că vreun consiliu local ar fi încercat să facă o asemenea decizie. Vale, vom asista la un efect de domino în ceea ce privește deciziile apropo de unirea satelor cu țara? Eu cred că în situația în care se află acum Republica Moldova, în care administrațiile locale, în special din aceste localități mici, nu sunt susținute aproape deloc de la Chișinău, sumele alocate sunt ridicole, nu permit investiții, nu permit nici măcar reparații mărunte la obiectivele pe care le au aceste sate. Eu cred că în aceste condiții, dincolo și dublând poate sentimentul acesta românesc despre care vorbește și Ion, vor amplifica acest efect și că tot mai mulți primari își vor face curaj să declare că, de fapt, chiar dacă aceste declarații sunt simbolice, ele au o valoare deosebită în sensul în care arată autorităților de la Chișinău ceea ce trebuie făcut pentru a soluționa rapid și eficient problemele locuitorilor din Republica Moldova. Cei care își mai închipuie că mai pot să cumperi populația Republicii Moldova cu concerte date la Chișinău sau mai nou mutate prin provincie pentru a arunca praf în ochii alegătorilor se înșală amarnic, pentru că situația este groaznică în Republica Moldova. Dacă ieșim din Chișinău și ocolim câteva centre raionale importante care sunt bine populate, practic, dacă faci abstracție de curentul electric, situația este aproape aceeași ca și Nevul Mediu, din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere al nivelului de trai al oamenilor. Iar autoritățile de la Chișinău, oricât de mult s-ar bate cu cărămida în piept, că gestionează situația, nu au nici resurse și nu au nici capacitatea de a gestiona și a duce spre modernizare Republica Moldova. Mai devreme sau mai târziu vor trebui să cedeze în fața adevărului evident că lucrurile trebuie schimbate într-un sens în care să permită rapid și eficient îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor. Care este această modalitate? Toată lumea o știe, doar unirea. Restul, toate celelalte sunt povești. Să admitem că integrarea europeană a Republicii Moldova, așa cum o promit unii politicieni, ar fi posibilă, ar fi un proces care probabil s-ar finaliza undeva 15-20 de ani de acum înainte, dacă ar începe imediat. Dar el nu începe. Fondurile de preaderare, care ar putea să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și la creșterea nivelului de trai al cetățenilor, ar veni abia undeva peste vreo 10 ani. Până atunci, nu este cale de ieșire. Singura ieșire din această situație este unirea. Iar cei care refuză acest lucru o fac doar pentru că mai au ceva de furat, mai au ceva de jefuit și nu vor să dea din mână jucăria asta pe care ei o folosesc în interes propriu și o numesc Republica Moldova doar ca să poată să figureze pe harta geopolitică a lumii temporar. Da, am vorbit despre politica mică, vreau să vorbim un pic și despre politica mare. Traian Băsescu a avut în această săptămână parte de o nouă ședință în cadrul procesului său de redobândire a cetățeniei și a fost refuzată cetățenia, e corect, a fost anulată cererea pe care a lansat-o. Vreau să mai urmărim un material, pentru că în această săptămână am avut ocazia să-l avem în platou pe avocatul dumnealui, pe avocatul domnului Băsescu, să vedem cine spune domnul avocat și să discutăm un pic și despre această situație, pentru că vrem sau nu, dar anul centenarului în Republica Moldova va fi și un an electoral și este important acest fapt. Deci vedem materialul după care continuăm discuția.
Andrei Bivol susține că reprezentanții lui Dodon în instanța de judecată au făcut un terț din două lucruri esențiale, procedura de acordare a cetățeniei și cea de retragere a acesteia. Nicolae Timofti i-a oferit lui Traian Băsescu cetățenia moldovenească în mod excepțional, procedura care îl scutește pe Traian Băsescu de reguli ordinare de la obținerea cetățeniei. La acel moment, organele competente l-au avertizat pe Nicolae Timofti că Băsescu ar figura în statut de suspect în mai multe dosare penale din România, dosare care au fost clasate toate ulterior. Atunci ca și acum, avizul primit de la SIS și Ministerul de Interne nu prezenta nicio circumstanță serioasă care ar împiedica acordarea cetățeniei, pentru că avizul făcea trimitere doar la articole din presă, dar nici de cum la vreun articol din codul penal. La acel moment, modul în care a fost ea servită președinției nu putea fi luat în serios, pentru că acest aviz conține 4 alineate, scrise de șeful Inspectoratului General de Poliție, cu denumirea generică a acestor cauze. Dosarul Flota, dosarul demisie în 5 minute, dosarul Firea, șantaj, denumiri generice luate din presă. Nici măcar nu era făcut trimitere la articolele din Codul Penal României sau care sunt faptele. În acea perioadă, Igor Dodon, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a contestat împreună cu alți colegi de fracțiune decretul prezidențial la Curtea Constituțională, invocând aceleași fapte pe care le-a folosit ulterior în procesul judiciar. Curtea Constituțională a declarat inadmisibil acest decret și a informat deputații socialiști că pot să meargă în instanță pentru a anula decretul prin hotărâre judiciară. Domnul Dodon a devenit candidat prezidențial. Ne aducem aminte că la momentul când domnul Băsescu a depus jurământul la 3 noiembrie 2016 și a devenit președinte, în aceeași zi, în dezbatere electorală, domnul Dodon declara suscitare că el va retrage cetățenia, i-a promis că îi va retrage, că o va pierde. La acel moment domnul Dodon nu avea nici atribuția de retrage cetățenie, nici certitudinea că va câștiga alegerile, pentru că alegerile au fost câștigate la o diferență foarte strânsă și cel mai important, probabil, nu avea acces la corespondența prezidențială. Președintele Dodon nu putea ști atunci despre avizele pe care le primi domnul Timofte, informațiile, modul în care a fost respectat procedura, el nu a știut despre asta. Astfel, avocatul își face concluzia că motivul retragerii cetățeniei a fost unul politic, iar Dodon caută cu orice preț să ofere o iluzie legală și a prezentat dovezi nedocumentate că Băsescu ar avea deschise dosare penale pe numele său. În spatele acestei retrageri cetățeniei este un motiv eminamente politic. Oricât de mult nu ar încerca să dea o aparență de legalitate prin tot felul de avizuri și ajungem acuși la procedura de retragere, părâții nu pot să răstoarne această prezumție sau bănuială rezonabilă, dacă vreți, că în spatele retragerii stau motive exclusiv politice. Legea cetățeniei prevede că cetățenia poate fi retrasă de președinte în baza unei propuneri motivate, argumentate și documentate din partea organelor competente, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, SIS și Agenția Servicii Publice. Pentru că aceste propuneri nu au venit din partea niciunei instituții menționate, Igor Dodon, îndată ce a ajuns președinte, le-a solicitat personal. Ca răspuns la solicitarea președintelui de a prezenta propuneri de retragere cetățenii, aceste instituții au răspuns prin scrisori formale, prin care au spus: domnule președinte, cu referire la scrisoarea noastră, vă putem transmite avizele înaintate președinției la momentul acordării cetățeniei. Deci au fost expediate copii de pe acele avize consultative care au fost date, transmise președinției la momentul acordării cetățeniei. Nu au fost înaintate propuneri prin care documentează, solicit președintele, această persoană prezintă pericol pentru Republica Moldova, pentru interesele țării. Și aceste documente nu puteau servi drept temei pentru retragere? Niciun caz. Asta este argumentul. Președinția a venit cu acest argument, că aceste documente constituie propuneri. Nu există niciun fel de propunere sau solicitare expresă. Legea și regulamentul prevede foarte clar care este forma acestei propuneri. Propunerea trebuie să fie semnată, să fie o solicitare expresă, nu un aviz expediat anterior în copie. Cam aceasta este situația în dosarul lui Traian Băsescu, o decizie politică luată de către Igor Dodon. Cât va mai continua acest circ, Ion? Bine, acum, dacă vorbim despre justiția din Republica Moldova, este una dintre instituțiile statului care nu funcționează, cum, de fapt, nu funcționează niciuna din instituțiile statului, exact, Republica Moldova. Și, într-adevăr, este o decizie politică, nu s-a respectat banal procedura legală pentru demiterea
de retragere cetățenii lui Traian Băsescu. Eu încerc să înțeleg care este finalul acestui joc politic. Eu totuși înclin să cred că până în final președintele Băsescu îi se va face dreptate. Însă încerc să citesc printre rânduri, să înțeleg care este... Probabil că finalul va fi după alegerile parlamentare. Da, băi... Cred că asta este ideea. Asta este ideea. Crezi că, Vale, crezi că va derula acest proces până după alegerile parlamentare? Cu siguranță, cu siguranță. Haideți să reluăm un pic filmul evenimentelor. Și nu vorbim aici doar de Igor Dodon, care este evident că este complexat și îl urăște pe Traian Băsescu din suflet, mai ales pentru faptul că a mobilizat clasa politică românească astfel încât parcursul european al Republicii Moldova după 2009 să fie unul destul de lent și facil spre punctele pe care și le propusese din traseu, respectiv liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni și semnarea tratatului de asociere și liber schimb pentru Republica Moldova, ceea ce deschidea porți extraordinare pentru moldoveni de deschidere către Uniunea Europeană, către piața europeană și o mulțime de oportunități. Pentru asta Igor Dodon este evident că nu-l poate ierta niciodată. Nu-l poate ierta pentru zecile de mii de burse care s-au dat în timpul mandatului lui. Nu-l poate ierta pentru popularitatea pe care o are în rândul basarabenilor și nu a oricăror basarabeni, nu cei pe care îi poți cumpăra cu 50 de lei o chepcă, o maică și ceva de băut, un 50 de ceva. Și cei mai buni și mai inteligenți dintre basarabeni sunt atașați de Traian Băsescu, ca răspuns pentru tot suportul pe care acesta l-a acordat Republicii Moldova în cei 10 ani de mandat. Dar nu este vorba doar despre Igor Dodon, ci este vorba în general despre întreaga clasă politică din Republica Moldova, care în prezența lui Traian Băsescu se simte mediocră și incompetentă. Faptul că oameni se raportează la Traian Băsescu ca un politician și este și normal să fie așa de mare succes, pentru că, să ne amintim, a fost ministru al transporturilor în nenumărate cabinete, a fost primar general al Bucureștiului, un mandat și ceva, iar apoi a devenit președinte al României pentru două mandate. Și în fiecare din aceste domenii a performat, pentru că altfel nu ar fi fost posibilă o asemenea ascensiune în cariera lui politică. Foarte mulți basarabeni, când îl ascultă pe Traian Băsescu, mărturisesc că se simt liniștiți și deconectați de discursul lui Traian Băsescu, inclusiv faptul că a acceptat cu atâta demnitate decizia curții, chiar dacă îi era defavorabilă, a fost un semnal de democrație pe care îl credeau basarabenii că este capabil un om politic de un asemenea gest. Cu siguranță că în Republica Moldova nu ar fi niciun politician capabil de așa ceva și dacă ar fi fost vorba de alți politicieni, influența ar fi cerut să vină masele, să vină poporul, să spargă geamurile tribunalului și să-i linșeze pe judecători. Așa cum amenință președintele pe cei care gândesc sănătos și nu gândesc bolnav ca și el, că va chema poporul să-i lapideze în Piața Marii Adunări Naționale pe trădători. Iată un exemplu de democrație, de toleranță și de înțelegere a fenomenului democratic cum este cel al lui Traian Băsescu. De aceea este normal ca tot acest joc să se întindă până undeva după alegeri, pentru că perspectiva unei participări în alegerea lui Traian Băsescu îi îngrozește pe atât de închistați, atât de încorsetați, atât de incapabili și mediocri politicieni moldoveni, care nu sunt dispuși să intre într-o competiție directă cu un politician de succes, cu un politician versat, care știe că îi poate strivi sub călcâi ca pe niște viermi inutile ai societății. Dar, apropo de scenarii, este posibil cumva că Traian Băsescu a pierdut la instanța de fond pentru că Vladimir Plahotniuc a vrut să-i arate lui Traian Băsescu cine este șeful în Republica Moldova și va câștiga la Curtea de Apel pentru ca același Plahotniuc să-i arate lui Dodon deja cine este stăpân în Republica Moldova. Păi, inclusiv asta. Când ziceam că aștept finalul acestei epopei cu cetățenia președintelui Băsescu, eu totuși am speranța că ultima instanță îi va da drept de cauză președintelui și se va întâmpla
inclusiv ce ai spus tu, Anatol, pentru că e clar aici, Plahotniuc, el trage sforile, justiția este aservită. Justiția este aservită, de fapt, ca și în celelalte guverne, bine, în celelalte majorități parlamentare și a fost la cheremul lui Voronin, acum e, a fost la cheremul lui Lucinski, acum e la cheremul lui Plahotniuc. Și dacă vine oricine altcineva, Maia Sandu, Năstase sau altcineva sau Usată, va fi la cheremul dânșilor. Acesta este încă un argument pentru reunire, pentru că în România justiția a arătat că funcționează, iar dacă tot am vorbit despre președintele Traian Băsescu, mi-aduc acum aminte un interviu acordat în urma reținerii ginerului dânsului. Da. I-a răspuns jurnalistei la întrebarea cum comentează reținerea rudei apropiate, dânsul a spus: domnișoară, eu am luptat în două mandate ca justiția să-și facă treaba. Păi să-și facă treaba. Acesta a fost răspunsul președintelui Traian Băsescu. Și imixtiunea în justiție în România este minimă spre inexistentă, exact. Iar în Republica Moldova imixtiunea în justiție este prea evidentă. Spre inexistența justiției în Republica Moldova. Așa că... Vorbind despre, iartă-mă că te-am întrerupt, dar vorbind despre politică și despre alegerile care urmează să aibă loc în acest an, este Traian Băsescu și Partidul Unității Naționale șansa unioniștilor de a ajunge în Parlamentul Republicii Moldova? Traian Băsescu este șansa unioniștilor și un politician de o asemenea anvergură este acea locomotivă care ar putea uni forțele unioniste. Traian Băsescu este garanția trecerii pragului electoral, dacă vreți, pentru un partid declarat unionist, iar partidele unioniste ar putea trece, de fapt, dezavoua acest stereotip, această cutumă deja devenită, că suntem la 2%, pentru că politicieni de o proastă speță au promovat unirea în toți acești ani, politicieni compromiși, fără structuri și fără oameni în spatele lor care să poată convinge electoratul că ei pot să aducă acea schimbare, astfel partidele nu treceau pragul. Și mai nou, partidele declarate unioniste, din păcate, unele, aflându-se la guvernare, evitau să abordeze acest subiect. Și eu mi-aduc aminte, văzând aceste lucruri, de această zicală, că acum nu-mi scap cine a zis-o, că patriotismul este ultimul refugiu al ticoloșilor, știți? Pentru că noi, unioniștii din mediul civic, suntem cei sinceri, dezinteresați, care... Ani, unii de zeci de ani. Exact, și folosim timpul nostru, resursele care le avem pentru scopul nostru comun și asta vom continua să facem. Iar statul, Republica Moldova, acest teritoriu și acești oameni nu trebuie să fac nimic altceva decât să ne lase pe noi să-i facem să trăiască mai bine, pentru că începând de la pensii, salarii, securitatea tuturor sferilor sociale, securitatea energetică, securitatea militară, da, exact, și acea luminiță de la capătul tunelului, pentru că politicienii, clasa politică, toate personajele din peisajul politic moldovenesc le-au luat ultima picătură de speranță cetățenilor. Ei nici măcar speranța nu o mai au. De aceea mă înspăimântă un eventual rezultat în alegerile parlamentare de la finele anului 2018, mai ales prin prisma faptului că această nouă lege electorală, acest sistem mixt, este unul care ne poate aduce atâtea surprize. Este încă un motiv pentru implicare maximă în acest an al centenarului, inclusiv în aceste alegeri care sper să ne aducă un zâmbet pe față, dar nu tristețe. Ca multele precedentele, Vale, cât de important este să ajungă unioniștii în acest an în Parlament, în anul centenarului, în 2018? Da, categoric este foarte important ca unioniștii să ajungă în Parlament. Ideal ar fi ca numărul unioniștilor din societate să fie perfect reprezentat în Parlament. Direct proporțional. Și de aceea cred că misiunea cea mai grea în acest an, fie că e an centenar, dacă vorbim despre alegeri, vorbim în primul rând despre an electoral, nu de an centenar.
misiunea cea mai importantă în această perioadă va fi să convingă oamenii, pentru că au fost partide, într-adevăr, care au folosit elementul unionist, dar s-au încadrat în peisajul politic moldovenesc, s-au dizolvat foarte curând după intrarea în Parlament sau chiar și în programele lor electorale prevedeau unionismul doar ca un scop nu imediat, ci undeva în perspectivă îl prezentau. Va fi foarte important ca oamenilor să li se spună, iată, acum este momentul să votați unioniști, pentru că noi acum și în acest mandat vrem să vă aducem cât vă propune Partidul Democrat, cât vă propune Maia Sandu să aveți pensiile. Acum le aveți 1200 după 35 de ani de muncă. Vă propun că vi le duc la 1500. Din start, în România veți avea 5.000 de lei. Da, 1.200 de lei românești. Da, 1.200 de lei românești. Veți avea din start 5.000, peste 5.000 de lei moldovenești pensia. Nu trebuie să așteptați să vă dea 200-300 de lei un politician pe care nici aceia nu sunt sigur că îi pot onora, pentru că situația financiară a Republicii Moldova chiar nu permite aruncarea de bani pe pensii. Oameni buni, nu există economie, nu există niciun criteriu de performanță economică. Practic, dacă ne uităm la nivelul investițiilor, este absolut ridicol, undeva la 40-50 de dolari pe cap de locuitor, în condițiile în care în România investițiile sunt de minimum 4.000 de dolari pe cap de locuitor anual. Despre ce vorbim? E un stat care e ținut în perfuzii atâta vreme cât va mai fi ceva de furat și care va fi deconectat și lăsat în voia sorții imediat ce orice resursă care poate fi înstrăinată, care poate fi scoasă din Republica Moldova prin intermediul conturilor bancare din străinătate sau prin avioane și mașini private va dispărea. Exact asta e soarta Republicii Moldova. Promisiunile electorale ale partidelor politice nu pot fi onorate în acest moment. Singura opțiune, singura rază de lumină care se vede este unirea pentru rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor moldovenilor. Exact, în același context, ca să completez pe Vale, așa, despre acumulări la buget, potențiale acumulări la bugetul Republicii Moldova, tocmai văzusem o statistică, previziune ale Organizației Mondiale pentru Migrație cu un tabel despre evoluția populației în statele europene, iar Republica Moldova, în previziunile ce țin de Republica Moldova, era scris că populația va scădea până în 2050 cu 44%. Asta e cea mai scăzută, de fapt, rată din statele europene. Următoarele erau statele baltice, undeva pe la 30%, Bulgaria la 22%, și cunoaștem că și România s-a confruntat cu o criză demografică, însă în același tabel România avea doar un minus 8%, în situația în care până și Germania avea un procent de 3%. Asta ne vorbește despre tendințe, pentru că cetățenii români plecați peste hotare, o parte dintre ei încep să se întoarcă acasă, pentru că deja își pot face un rost acasă, iar cetățenii Republicii Moldova nu trebuie să fac nimic altceva decât să se lase și ei încadrați în acest stat unde vor trăi mai bine și vom scăpa de dispariția iminamente acestor oameni din teritoriul Brutonistrean. Dacă îmi permiți, Anatol, doar o scurtă acestea fiind spuse, de fapt, inclusiv concluzia, pentru că mă pregăteam să-ți cer cam asta va fi concluzia, dar văd că vorbeam despre performanțe economice, despre perspectivele pe care le are Republica Moldova în anii următori. Despre ce mai vorbim? Când am ajuns în situația în care România, care să admitem că nu este Germania, nu este Austria, dar Republica Moldova, ca să ajungă la nivelul Austriei, Germaniei, trebuie mai întâi să ajungă la nivelul României. Da? România produce în 9 zile tot produsul intern brut al Republicii Moldova. Practic, mâine România termină cel de-al treilea PIB al Republicii Moldova, chiar dacă moldovenii încă nu s-au dezmorțit bine după sărbătorile de iarnă și încă n-au început să lucreze. România termină deja al treilea PIB al Republicii Moldova din anul acesta. Nu vă lăsați păcăliți atâta vreme cât performanța economică nu există
promisiunile electorale ale tuturor celor care vă spun că veți avea o viață mai bună sunt doar banale minciuni menite să vă amăgească, să mai acceptați, să trăiți în mizerie, în lipsă de democrație, în anarhism total, până când ei vor apuca să fure tot. Acestea fiind spuse, eu aș reveni totuși la concluzie, la faptul că vorbim despre unire, vorbim despre toate celelalte, invitându-i și pe telespectatorii 10 TV să facem un mic pas spre unire și mâine, uitându-ne la meciul Simonei Halep și încurajând-o pe sportiva noastră în tentativa de câștigare a primului titlu de mare șlem și de păstrarea locului întâi mondial. Pentru că cu cât mai mulți români vom avea acolo în fruntea topurilor mondiale, cu atât mai bine vom fi văzuți peste tot în lume, cu atât mai apreciați vom fi, iar basarabenii merită și ei același lucru, exact ca și românii din țară, pentru că fac parte din aceeași familie a neamului românesc. Acestea fiind spuse, cum ziceai și tu, Vali, eu vă mulțumesc mult pentru participarea în cadrul emisiunii din această seară. Ion, îți urez succes în activitatea ta de mai departe, felicitări pentru vizita pe care ai întreprins-o și felicitări ambelor vouă și felicitări tuturor unioniștilor care se uită astăzi la noi și celor care încă nu îmbrățișează pe deplin acest curent și acest ideal cu ocazia unirii principatelor române care a avut loc în 24 ianuarie 1859. Cu siguranță ne mai întâlnim și cu tine, Ion, și mai ales cu tine, Vale, care ești întotdeauna aici. În la îndemână. Doamnelor, domnilor, cam aceasta a fost ediția de astăzi de sinteză în cadrul Sfatului Țării și cam acestea au fost edițiile din această săptămână. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă aștept de luni cu noi ediții. Zilnic să lucrăm pentru unire. Toate cele bune!